chiar dacă ne-ar vedea, nu e altceva decât sărutul pe care un fiu îl dă părintelui său. Promis. Taci. O să fac tot ce pot. Taci tu. Ceea ce trăiesc alături de tine mi-e dat să trăiesc o dată în viață. Nu se poate, domnule Radu. Domnule Radu, după tot ce a fost între noi... Pare rău. De ce ai nevoie de armura asta? Ca să mă apăr de suferința de asta. Vreau să fii mai încrezătoare. Pentru că îți mărturisesc sincer, de când papa v-a adus aici, eu sunt plin de speranță. Dar ești ofițerul să tot facă de tot. Tată, dacă mai auzi asta... Odată dacă mai auzi asta, ce? Daniela, de păcate de vreme trăiesc numai pentru tine. Poți să înțelegi asta? Nu. Dintre noi trebuie să rămână cu cine? Dar dacă am luptat... Cu cine să luptăm, Radu? Cu mama? Cu părinții tăi? Cu lumea asta, care e principală preocupare bărfă, modelul? Cu cine? Nu. Nu să luptăm pentru sentimentele noastre. O nebunie ar fi să nu luptăm. Îngropăm în inimile noastre cel mai nobil sentiment pe care un bărbat și o femeie l-au trăit vreodată.